vă împăcați, îți mai dă o șansă. În cazul ăsta, spuneam. Ea nu o să rămână așa. Ea o să redevină Virginia, exact, care era în cuplu, în relație serioasă. Eu cred că o să fie altfel. Eu sau relația? Da. Relația. Să fie altfel, relația. Da. Și ce o sfătuiești? Să mai glumească cu alți băieți? Mai râdă cu cineva? Nu, să fie ea. Nu vreau o altă Virginia. E ok. Păi ea este și a fost dintotdeauna. Da, doamna, da. Am înțeles. A fost ea în relație, mai dai este un ea am acum. Da, am înțeles. A făcut ea niște chestii acum care mi-au plăcut, dar, per total, a fost ok și în relație cum a fost, doar că nu am, poate n-am fost eu destul de pregătit. Da, atunci asta e soluția, ca Virginia câteodată să mai glumească și cu Patrick. Da. Că așa își revine Robi. Vom trăi toți trei fericiți. Da, deci asta vrei? Ți-e atât de drag de mine când mă vrei și pe mine în ecuație. Nu, asta am zis, dar ok. Până una alta, dacă tot vorbim despre alți băieți, uite, noi am fost suficient de drăguți încât să-ți facem material. Să vezi dacă Virginia lasă loc și altor băieți să o cunoască. Gagea. Mai exact, Gagea. Știu că te interesează foarte mult discuția dintre ei doi. Și că arzi de nerăbdare să asculți această discuție. Sincer, nu. Eram ironică. A. Doamna Andreea, da, pe mine nu mă mișcă treburile astea. Adică poate să vorbească cu oricine. Nu am o frică sau ceva. Da. Dar depinde ce. Indiferent ce ar vorbi, dacă ea alege să facă pasul pe care trebuie să-l facă, înseamnă că nu e pentru mine și chiar nu mă, nu știu, eu așa am fost învățat, asta vă spun. Dacă o să fie cu mine, o să fie cu mine. Adică eu nu îi zic, nu-l chema pe Gage la camera. Și totuși, ea te atrage pentru că este indiferentă și pentru că discută și cu alți băieți. Mai exact, înțeles, cu Patrick. Dar dacă face pasul ăsta de a intra într-o cunoaștere, nu mă bag eu, că nu sunt eu. Da, pot să, n-am înțeles fiecare, că, fiecare, deci era problema aia cu camera roșie, că dacă nu-l chemam la camera roșie, nu știu ce, de ce trebuia să chem neapărat atunci la camera roșie? Înainte de camera roșie, eu o chemasem, mi s-a părut că am avut o chestie. Curaj, în primul rând. Da, am avut curaj, da, pe lângă asta, dar mi s-a părut că ne înțelegem destul de bine și ea e receptivă. Adică nu mi-a dat, du-te, pleacă, nu știu. Păi nu sunt sălbatică, Robi. Așa? Am înțeles. Okay. Bine, deci m-ai chemat așa, la mișto, ca să zic. Dacă nu, ești sălbatică. Păi da, nu, atunci... Zisești la camera roșie, uite, cum m-ai chemat tu, o să ne certăm. Încât pur și simplu, da, concluzia ta o trag. Deci mi-ai zis că nu ești sălbatică, pur și simplu m-ai chemat așa ca să... Păi nu vorbeam, tu ai zis că atunci când m-ai chemat tu la camera roșie, am fost receptivă. Și am zis că normal, că nu sunt sălbatică. Nu, păi ca să mă refuzi, pentru păi tot ce am făcut, că consider că ți-am făcut niște chestii destul de... Ok, și ai putea să nu, la revedere. Bă, Robi, dar tu ești conștient, mă, tu ești bărbat. De ce crezi că te-a chemat acum pe Bro, am înțeles. Tu în interiorul tău știi de ce te-a chemat? Eu știu de ce m-am chemat, dar modul cum se exprimă... Nu, nu e adevărat. I-am zis, doamne Andreea, că nici nu mai știu ce am vorbit, că sunt... Pe lângă curaj, ai avut așa un feeling cum că este totul bine între voi. Ok, și că am făcut o receptivă și ea mi-a zis că nu e sălbatic. Acum eu ce concluzie să întreagă? M-a chemat așa la mișto, nu? Nu. Cum nu? Ți-a zis... Cum adică te-a chemat la mișto? Nu e normal, adică nu te-a mai chemat de când s-a despărțit de tine. Ok, am înțeles, lasă-mă să termin, de rog. Așa. Bine, tu înțelegi cumva, eu înțeleg altcumva. Să știi că era în favoarea ta, ce ziceam eu acum? Am înțeles, am înțeles. Știu cum să rezolvăm această situație. Mai dă o trimit pe Virginia la un date cu un alt băiat. Vă rog, știu că nu o să accepte oricum. Oblig. Știu că? Nu o să accepte. Oblig. Nu, în cazul tău, de ce puteam să o oblig și... Doamna Andreea, eu cred în inima mea... Eu vreau să mai citesc o dată contract. Eu cred în inima mea că Virginia vrea să se împace cu mine. Eu știu 100% asta. Poate bat câmpia. Că vrei să te să te împaci cu el. Asta. Nu știu, pentru că ne potrivim. Nu știu, am avut... Am avut un moment și n-am fost atent. A zis că el știe... Am zis că în adâncul sufletului tău, eu știu că vrei să ne împăcăm. A. Doar că accepti să vezi chestiile la mine care mi-au lipsit atâta timp cât am fost cu tine, da? Și știe că dacă ar face pași către alt băiat sau ar intra într-o cunoaștere, eu pe mine m-ar pierde definitiv. Dar totodată, știi ce mai știe ea? Ce mai știe? Că dacă ți-ar da din nou a doua o șansă, s-ar întâmpla la fel. Și ai greși. Da. Din nou, ea nu o să fie deloc bine. Eu știu. Dar dacă eu vreau să fac pașii ăștia și poate o să se întâmple ceva pe viitor, nu pot să-i garantez că nu poate să privească în sufletul meu, dar știu că nu o să mai întâmple asta.
Ți-ai învățat greșeala cum ar veni. Da. Frumos. Pare credibil. Aproape că te-am crezut. Aproape că l-am crezut. Parcă mă uitam așa la un serial. Nu vă lăsa. Sunt niște chestii pe care dacă le face, știe că sunt fatale și nu le face. Tot ea. Că mai vorbește, că tot ea. Dar eu știu că asta e. Câte promisiuni ai făcut tu? Am făcut. Și dar pe toate le-ai încălcat. Că promisiune cu Giulia, că nu mai glumesc cu ea. Oricum, cu Giulia tot timpul am avut o chestie mai... Și în casă și în afara casei. Da. Și nu te-ai ținut de ele. Ce crezi că o ține pe Virginia în loc? Se mai schimbă omul. Să... Da. Da? Da, de haine. Ce o ține pe Virginia în loc, ce? Ce o ține pe Virginia în loc, dacă atât de mult își dorește să se împace cu tine, ce o ține în loc să nu facă asta? Să vadă chestii la mine. Ce? Comportamentul meu. Da, dar cum a zis și ea, nu avem o concurentă nouă în casă. Nu mai ai cu cine să... Nu o să fie nicio... Chiar nu mai... Nu mai ai cu cine. Nu mai am cu cine ce? Să glumești. Da, doamna Andreea, am cu cine, stai liniștită, că nu sunt chiar așa de... Dacă vreau... Păi glumesc. Cum? Ce e? Nominal acum cu cine, dacă vrei. Giulia. Giulia. E amuzant. Giulia, eu am mai permite? Fost amuzant de vreo două sute cu Giulia. Cum? Giulia, oare îți mai permite? Nu. Asta a fost un nu așa. Să știi că a răspuns prietenul tău, Patrick, înaintea lui Robi. Pentru că Patrick mai are și un alt nume, îl cheamă Robi. Îți nevorbit, doamna Andreea. Că tot Patrick o ia pe greșite. Da. El nu mai cheamă Patrick Daniel, îl cheamă Patrick Robi. Ce nume? Robică. Robică. Robi. Unde eram? Cu cine ai glumi? Păi pot să glumesc cu Giulia. Trebuie să mai vrea și Giulia să glumească cu tine. Giulia a mai folosit aceste cuvinte de câteva ori și chiar mai pe un ton hotărâtă, mai apăsat. Da. Și tot s-a întâmplat. Și tu ai folosit niște cuvinte și pe ce ton ai folosit și tot. Și eu. Și eu. Da. Deci de aici. Eu tot timpul mi-am asumat. Deci oamenii se mai schimbă, dragă Robi. Voi, da, dragă ta. Sau nu? Virginia. Da. Îl vrei pe Robi înapoi? Vrei să te împaci cu el? Doamna Andreea, de ce sunt eu întrebat așa? E corect. Nu, atunci. Păi să te întreb altfel, mai drăguț, mai interesant. Păi nu, în momentul de față, clar, nu, cum a spus și el și am zis, nu știu... ce o să fie, pentru că nu știu ce o să mai simt eu pe parcurs. Ce simți acum, în acest moment? Acum, vorbim în prezent. Acum nu, pentru că eu nu cred în schimbarea asta lui. Exact ce spuneam. Ia uzi, Robi, nu vrea. Ea nu vrea. Așteaptă să-i demonstrez. Păi nu vrea din gură, dar în adâncul sufletului ei așteaptă de la mine să-i demonstrez că mai merită, da, o șansă. Eu asta cred, puteți să mă contraziceți. Eu nu, Doamne ferește. Virginia. Da. În adâncul sufletului tău, într-un colțișor acolo, mic, 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 așa, mic, există vreo fărâmă de dorință de a te împăca cu Robi? Păi el spune altceva. Și ce spune el poate fi puțin plauzibil până, cuvântul ăla că aștept. Nu aștept chestia asta că el să se schimbe. El... să se schimbe dacă consideră și când o să văd eu că e el cum trebuie, dacă o să mai simt, atunci da, poate există o posibilitate, dar există și posibilitatea că eu să nu mai simt. În dar în momentul de față simți să faci pași către alt concurent? Vai, Robi. Te întreb, zi. Zi, Virginia. Dar nu asta era întrebarea. Exact. Dar am și eu dreptul să întreb. A scăpat. Gata. Mulțumesc. Virginia. Ah. Da. Nu răspuns la această întrebare legată de dorința de a te împăca cu Robi de câteva minute bune. Am răspuns. Nu, am răspuns. În momentul de față, nu. Dar dacă pe parcurs văd o schimbare, atunci poate fi da. Dacă o să mai simt în continuare. Adică acum simți? Păi acum, dacă... Nu știu, asta... Hai că te-ai păi descusut, nu, gata. Nu am descusut. Doamna Andreea, n-am de unde să știu așa și dacă vine... Nu știu, nu știu, nu vreau să zic ceva aiurea. Mamă, e o strategie. Partea mea? Cu ce? Ce faci acum?
Clipește de două ori, dacă asta este o strategie, să-l pui pe Jar, pe Robi. Nu, pentru că... De două ori a clipit. Glumesc. Eu vreau să fac un pas greșit, pentru că nu e vorba, știe că vreau să mă schimb pentru ea. Nu, nu are legătură. Nu, deci tu știi că... Nu, asta chiar te schimb legătură. Pentru tine, nu pentru ea. Pentru mine, nu. Și vrea să-mi vadă altfel de comportament, ca să mă înțelegi. Să vadă dacă putem sau nu să avem o relație. Păi mai are nevoie de vreo Virginia, două luni să mai intre fete. Aștept să intre o concurentă el nouă. Poate, el poate. La un moment dat o să fie bărbatul cum îl doresc eu. Dar în acel moment eu poate nu o să mai simt să mă împac cu el. Și cum asta nu o să se întâmple? Am fost clară, Robi. Ai fost destul de clară, Virginia. Râzi ca... Ca ce? Larza. Râzi ca prostă, nu? Ca broască la mântat. Scuze. Sau, nu știu, poate până atunci vei fi cucerită de un alt bărbat. Păi aia zic, că nu e ce zice ieri pe aici.